Hei, bună, dragii mei! Bine ne regăsim și astăzi la tutorialul nostru de pictură împreună. Ce faceți? Cum este pentru voi vestea aflării că încep să se ridice restricțiile, începem să ne întoarcem din nou la ceea ce ne face plăcere, la plimbări? Am văzut că suntem din ce în ce mai mulți și mi-ar face o mare plăcere să ridicați mânuța cei care sunteți în fiecare marți alături de mine. Mi-ar place foarte mult să ne și cunoaștem, să câteva persoane deja au intrat în convorbire cu noi și le-am mai schimbat replici, dar mi-ar place foarte mult să fiți cât mai mulți prezenți, să știu cu cine voi desena. Eu sunt Linda, așa cum scrie și în descrierea acestui atelier, sunt artist vizual. De aproape 10 ani de zile m-am dedicat acestui atelier. Este primul meu copil cu care am crescut de când pictam mici decorațiuni în bucătărie. Acum a devenit un atelier în adevăratul sens al cuvântului. Între timp m-am specializat pe anumite materiale. Lumea m-a cunoscut pictând paharele de sticlă, care cumva, între timp, au scăzut din interesul pe care îl acord. M-am dezvoltat mai mult pe partea artistică, iar de când stăm acasă, m-am gândit că ar fi foarte drăguț să creez o mică comunitate și să împărtășesc din secretele mele pe care le-am descoperit de-a lungul acestei perioade de când pictez. La bază sunt arhitect peisagist, deci cumva toată viața mea s-a întâmplat sub culoare, sub pensule, creioane, dar m-a atras partea aceasta de pictură. Pictez și în acuarelă și în acrilic. Marea majoritate a live-urilor de marți se bazează pe pictura acrilică pentru că creează cumva tablouri mult mai durabile în timp decât acuarela. Am văzut că sunt și cereri pe acuarelă, așa că m-am gândit de marțea viitoare să facem două live-uri strict în acuarelă. Cine este de acord să ridice mânuța? Bună Iona, bună Dana, bună Sanda, mă bucur că sunteți alături de mine. Și bună Oana, îmi face o mare plăcere să ne cunoaștem. Deja pictăm de peste o lună împreună. Am văzut și câteva lucrări, câteva dintre voi ați trecut peste limita aceea și mi-ați trimis pozele și sunt foarte încântată de ce ați reușit să faceți, mai ales că nu aveți în spate o experiență de artist, dar totul înseamnă lucru. Nu există ceva care să nu puteți face. Dacă voi ați reușit într-o oră să faceți acele lucrări, cu siguranță veți reuși să faceți lucrări și mai bune și mai lucrate. Totul este despre perseverență aici, despre cât de mult vă implicați în actul artistic. Dar important pentru live-urile noastre de marți este relaxarea. Este să ne relaxăm pictând, fără să ne gândim la rezultatul final. Aș vrea la fel, cam peste o lună, să creăm prima noastră lucrare fără suport fotografic, fără să mai avem o fotografie de la care să începem și eventual să lucrăm un pic mai adânc. V-aș ruga la fel să intrați în conversație cu mine pe evenimentul pe care îl voi crea și să discutăm un pic despre culorile care vă plac, despre cum vedeți voi actul creației, ce anume vă inspiră, ca eu să pot să-mi construiesc o oră specială pentru acest lucru, despre cum punem pe hârtie ceea ce avem în minte, fără să ne ghidăm de o anumită fotografie, fără să ne gândim care este tehnica de obținere a unui anumit lucru. Ce vreau să vă zic este că tehnicile nu sunt ceva bătut în cuie. Tehnicile au fost inventate de oameni, oameni care n-au avut la bază alte tehnici sau care au dezvoltat tehnici deja existente. Deci orice lucru există pe lumea asta, orice tehnică ați vrea să o abordați, nu uitați că întotdeauna acea tehnică se poate dezvolta. Puteți să porniți la o tehnică sau puteți să vă inventați voi propria tehnică. Nimeni, în artă asta este frumusețea, că nimeni nu spune că așa trebuie făcute lucrurile. Totul ține de cum punem
culorile, cum punem tonalitățile pe canvas și cum putem să creăm o emoție. Indiferent, nu există că trebuie să fie redat ca în natură, nu există că fotografia trebuie redată 100%, că trebuie făcută exact ca acolo. De aceea, pentru astăzi, am ales această fotografie, dar surpriza este că nu vom reproduce această fotografie. Vom începe, ca să vă fie foarte ușor vouă, cu nuanțele care se expun, pentru că dacă studiați un pic această fotografie, veți vedea că sunt câteva nuanțe, tonuri calde și reci care se întrepătrund formând apusul de soare. Iar acel apus de soare l-ați văzut cu toții în ultimile 2 săptămâni pe cerul din capitală, de pe cerul României, de fapt, nu numai din capitală. Eu locuind în capitală, de asta spun că pe cerul din capitală. Dar ce vreau eu acum să vă provoc este să păstrăm partea de sus a cerului, care o vom face împreună, iar partea de jos să o facă fiecare după ceea ce vede pe geam. Eu pe geam văd blocuri, pentru că locuiesc la marginea capitalei, așa că partea mea de jos va fi o parte de oraș, dar partea voastră aș vrea ca fiecare să redea de unde provine. Putem ghici, dacă vreți să vă expuneți lucrările, putem chiar să începem un joculeț să ghicim fiecare unde stă. Cine este de acord cu mine? Bun. N-aveți curaj să intrați. Nu-i nimic. Vă mai provoc eu după aia. Acum, ca să începem, vom vedea că această fotografie este la fel, după cum am mai zis și de zilele trecute, nu este împărțită în jumătate. Este împărțită în două planuri. Planul de jos pentru a-i reda adâncimea. Iona, tu ai un bloc imens în față. Și eu am tot un bloc în față. O să încerc să privesc pe deasupra lui și să-mi imaginez ceea ce se întâmplă în spatele lui. Deci nu este nicio problemă că e un bloc imens în față. Mută-te cumva la ultimul etaj al blocului tău și dă-ți voie să vezi peste blocul imens din față. Sau gândește-te că ești într-un balon deasupra blocului tău și ce. Cum vezi ceea ce se vede după acest bloc imens din fața ta? Așa, să continuăm. Deci, am zis că dacă ne uităm la fotografie, vedem că nu este împărțită în două jumătăți. Este împărțită, de fapt, în trei, dintre care o treime va fi partea de jos pentru a obține profunzimea, adâncimea acestui tablou, iar două treimi sunt partea de sus, care reprezintă cerul. În acest caz, apusul nostru. Acum este foarte, foarte simplu. Vă trasați această linie a orizontului, de care am tot vorbit dățile trecute, ce este linia orizontului și cum ne ajută ea și cum poate fi definită sau doar sugerată. Aici, în această fotografie, vedem că ea este foarte bine definită de cadrul copacilor din depărtare. În fiecare lucrare a noastră va fi definită de o pădure, dacă avem în față o pădure, de blocuri, dacă avem în față blocuri, deci cumva și limita noastră a liniei orizontului va fi foarte bine definită. Bun, deci am zis că ne tragem o linie a orizontului. Aproximativă, nu vă apucați acum să măsurați cu rigla, să trageți perfect o linie a orizontului, deci trageți-o la ochi, acolo unde ați împărțit deja înălțimea canvasului în 3. Eu am un canvas pătrat, dacă aveți un canvas de A4, puteți împărți la fel ori pe orizontală, ori pe verticală. Având în vedere că noi vrem să facem un peisaj, recomandarea este pe orizontală. Dar desigur nu ne oprește nimeni să facem și un peisaj pe verticală. Atunci peisajul va fi mult mai cu înălțimi mult mai multe decât pe orizontală. Dar nu este nicio problemă. Faceți așa cum simțiți. Așa cum am zis, apusul nostru conține câteva. A, nu v-am arătat culorile pe care le voi folosi. Voi folosi acrilicele. Negru, o culoare de pământ, un verde, un ocru, un roșu vermilion și un bej. Acestea vor fi culorile pe care eu le voi amesteca și un pic de albastru, desigur.
ca să obținem acest apus de soare. După care, aceste culori, bineînțeles că vor fi aplicate cu pensulă lată, pensulă cea mai lată, pensula... Eu am aici un rest de pensulă, dar în continuare îmi place să lucrez cu ea, pentru că obțin niște tușe foarte drăguțe. Cum repet acum ce am mai spus și altă dată, nu aruncați pensulele care vi se tocesc. Întotdeauna pensulele tocite vor da niște tușe unice pe care nu le puteți reproduce cu pensulele noi. Deci este ok să vă păstrați toate pensulele tocite, este ok să le tundeți din când în când. De exemplu, eu pensulele foarte subțiri, în momentul în care se împrăștie părul, le tund. Efectiv, iau foarte ca și le tund. Așa. Ceea ce voi avea surpriză pentru astăzi este bețișoarele de urechi. Deci dați repede iama la baie și alegeți câteva bețișoare de urechi. Sau dacă nu aveți, puteți folosi vată de machiantă, șervețele textile. Deci puteți să folosiți aceasta pentru a atenua amestecul culorilor pe cer. V-am spus că data trecută ne-am distrat cu plasticul. De data asta ne vom distra cu bețișoarele de urechi. Asta a fost surpriza, n-am vrut să vă spun. Și desigur, minunatul nostru și omniprezentul, fionul, cu care vom usca rapid straturile, ca să nu dureze foarte mult partea aceasta de uscare. Ok, să începem. Vom începe prin a ne pune pe canvas, pe hârtie, nuanțele ce le vom folosi în acest... Vom pune roșu, vom pune galben, nu-i nimica să mai usucă? Așa, vom amesteca un pic de albastru, pentru că vom obține și niște nuanțe de violet. Nu am tub, dar dacă aveți tub, puteți să puneți din tub fără probleme. Deci vom obține nuanțe de violet, nuanțe de verde. Îmi voi pune un pic de bej, puteți pune și alb. După care vom veni cu pensula lată și vom amesteca în sens orizontal, ca să obținem acea lungime, toate nuanțele. Ne amestecăm, puteți trece un pic peste linia orizontului care v-ați trasat-o. Nu uitați marginea, este la fel de importantă. Și obținem, o să vedeți, încercați să nu amestecați culorile până când devină... Lăsați să se vadă tușele, lăsați să se vadă culorile amestecate. Marginile. Dacă nu vă place combinația, nu e o problemă, că după uscarea primului strat, vom veni cu un al doilea strat care va definitiva acest apus. Deci deocamdată facem stratul de bază, ca să zicem. Wow, nu știu cum e la voi, dar la noi în București a început să se facă foarte cald. Devine un pic frustrantă căldura. Și nu este decât mai, mă scuzați. Deci nu știu cum o să rezistăm până în toamnă. Așa, vom amesteca. Bun, voi adăuga și un strop de negru ca să obțin și niște nuanțe de pământ.
După care, pentru că avem foarte mult surplus, voi veni cu șervetul, șervetul acela cu care ștergem pensulele, ca să eliminăm un pic din surplus, nu vă fie teamă. În momentul ăsta se vor pătrunde mult mai bine nuanțele care le-ați pus pe pânză. Și începeți să trasați linii foarte scurte cu acest șervețel. Deci data trecută am folosit plastic, acum vom folosi șervețel. Dacă aveți șervețel textil, puteți să vă jucați cu el, la fel, linii scurte. Ne va ajuta să construim norii, să luăm un pic din bun. După care voi veni cu feonul să usuc ceea ce a rămas pentru a începe construcția stratului al doilea. Nu vă speriați, n-ați stricat nimic. Dacă acum nu vă spune nimic, nu vă speriați că nu s-a stricat nimic. Vom veni imediat cu stratul care va construi norii și apusul nostru de soare. Bun, pentru că mi-a plăcut foarte tare partea cu șervețelul, voi veni din nou cu șervețelul meu și îmi voi crea, voi adăuga câte un pic dintre nuanțele pe care vreau să le dau acestui apus peste acest prim strat care nu este complet uscat. Nu trebuie să fie complet uscat ca să puteți să amestecați culorile. Orice culoare adăugați va deveni o altă culoare. Se vor amesteca între ele și vor da niște rezultate foarte, foarte deosebite. O să vedeți că niciun apus nu o să semene cu celălalt și asta este magia. Faptul că nu seamănă niciun apus cu celălalt și fiecare va avea propriul său apus. Nu vă cramponați în faptul că există această fotografie pe care ne-am luat-o ca reper. Este doar ca să vedeți voi cum se împarte un peisaj în mai multe părți, dar nu vă cramponați în ideea că nu obțineți nuanțele din această fotografie. Nuanțele pe cer, ați văzut, fiecare le va vedea altfel, în funcție de zona în care e, în funcție de poziționarea lui, a casei, în funcție dacă e oraș, dacă e sat, deci fiecare va obține alte culori. Și mi-ar place foarte tare să-mi trimiteți lucrările și să vedem împreună fiecare ce nuanțe a obținut. Voi veni din nou. De data aceasta, întâi și întâi vom folosi șervețelul pentru a amesteca culorile. Deja data trecută am avut plastic, de data aceasta vom avea șervețel. Pentru că reușește să tragă niște linii scurte, astfel încât să
redăm senzația aceea de cer, de cer în flăcări. Pensula va trage niște dungi mult mai lungi. Șervețelul ne va opri să tragem niște linii mai scurte și să se amestece vopseaua, dar și surplusul să rămână prins în șervețel. Deci faceți fără probleme acest experiment. Nu vă fie teamă că nu se întâmplă nimica, nu stricăm nimica. Orice stricăm, cum v-am explicat de fiecare dată, îl reparăm. Adăugați straturi de culori, alb, bej, galben, ca să se întrepătrundă unele cu celelalte și să se amestece. Știți ce mai puteți folosi? La fel de ușor puteți folosi degetele. Dacă nu vă fie teamă, nu vă este teamă să vă murdăriți. Mie îmi place foarte tare să-mi folosesc și degetele. Copiilor le încântă cel mai mult să folosească degetele. Deci nu vă fie teamă să vă murdăriți. Este vopsea, se spală. Ideea este să ne distrăm și să vă lăsați și mâna să simtă culorile. Din păcate, acest lucru se poate realiza doar dacă folosiți acrilicele. Dacă aveți acuarela acum sau tempera din aceea solidă, este puțin mai greu să vă jucați cu degetele și să întindeți culorile. Câtă lume mai are acum degetele în afara vopselei? Sunt tare curioasă. Deci dacă aveți degete libere, apăsați un buton să știu că aveți degetele ocupate cu vopsea. Nimeni? Sunteți toți curați pe mâini? Puteți să întindeți culoarea dacă vreți să obțineți un spațiu mai mare. Deci acum ne distrăm pur și simplu cu mâna, adăugând culoare. Și dacă aveți bețișoarele, puteți să folosiți bețișoarele pentru la fel, pentru a împrăștia și pentru vopseaua, surplusul, ca să obțineți acel amestec. Sau șervețelul. Dar eu vă provoc să încercați cu mâna. Este foarte, 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 foarte fain. Mi-a fost teamă la început să vă zic că vom folosi mâna. Dar acum îmi dau seama că este un proces pe care nu trebuie să-l săriți. Este un proces foarte relaxant. Și este păcat să vă fie teamă să folosiți propriile degete, propria mână. Nu uitați, vă murdăriți, nu este nicio problemă. Vă spălați. Am nevoie de roșu. Și să știți că se simte foarte, foarte bine pe degete vopseaua acrilică. Este foarte, foarte mătăsoasă. Deci nu vă fie teamă să vă murdăriți.
O să presupun, pentru că nimeni nu scrie, că toți aveți mâinile murdare cu vopsea, ceea ce nu poate decât să mă bucure că v-am făcut să vă murdăriți pe mâini. Pentru cei care vor să facă lac, îi invit să continue cu acest amestec de tonuri calde și în partea de jos. Îmi voi adăuga și eu ca să fiu împreună cu voi, deși eu voi face blocuri în partea de jos. Dar ca să vă influențez un pic, voi face tot cu mâna, ceea ce vă încurajez pe toți să încercați cu mâna. Să amestecați vopselele și să nu vă gândiți neapărat la rezultat. Procesul în sine trebuie să fie o relaxare. Voi mai adăuga un pic de alb. Vă puteți doza cantitatea care vreți să o puneți în propriile mâini. Nu uitați marginile. Cum vă spuneam, pentru cine participă prima dată la această oră de relaxare, să numim, mie îmi plac foarte tare tablourile care nu sunt înrămate. De aceea trebuie să am grijă de fiecare dată să desenez și marginile canvasului, pentru că știu că nu le voi înrăma vreodată. Dar, desigur, aici este o alegere subiectivă. Dacă vreți, vă gândiți că vreți să le rămați, atunci trebuie să țineți cont de faptul că trebuie desfăcută pânza și înrămată. Eu nu vreau să le rămez, mie îmi plac neînrămate, așa că voi avea grijă să fac și partea din laterale, să aibă continuitate cu ceea ce fac în partea din față. Întindeți cu degetele, nu vă fie frică să amestecați culorile. Dacă vreți să adăugăm puțin nori, acum putem folosi această unealtă magică de curățat urechile și să construim norii din amestecul acestor nuanțe care le avem. Norii nu sunt neapărat albi pe cer. Norii reflectă lumina soarelui, așa că o să adăugăm puțin bej, puțin alb, dacă aveți orice, chiar dacă se murdărește. Nu apăsați pe băț sau pe vată sau șervețel ce folosiți, ci cu mișcări ușoare. În stânga, în dreapta, veți vedea că se formează norul. Dacă aveți șervețel, puteți la fel cu șervețelul. Al meu este deja murdar, dar nu-i nimica. O să fac și eu cu șervețelul ca să vă dau, să vă exemplific. Vedeți? Se construiesc nori. Combinăm o nuanță mai deschisă, un alb sau un bej, și se va amesteca puțin cu nuanțele care noi le-am amestecat pe fundal.
Repet, nu trebuie să obțineți același rezultat cu mine. Fiecare va obține rezultatul propriu în funcție de viziunea fiecăruia. Nu trebuie să fie la fel. Nu înseamnă că dacă ați făcut în alte nuanțe, nu este corect. Nu, fiecare vreau să folosească nuanțele preferate. Vreau să folosească, nu știu, mai mult roșu, mai mult galben, în funcție de ce credeți voi și de ce vi se pare că se potrivește cu viziunea voastră. Deci eu am venit, am făcut și niște norișori. Puteți face și cu degetele, desigur. Eu am zis să vă arăt mai multe variante pentru fiecare. Cine nu vrea să se murdărească pe degete, poate încerca cu șervețelul, poate încerca cu bețișoarele de urechi. De exemplu, bețișoarele de urechi mai sunt bune pentru că sunt subțirele, să mai adăugați linii de culoare care să se amestece cu fundalul, care nu trebuie să fie neapărat foarte uscat ca să poată să se amestece nuanțele, tonurile între ele. Vedeți? Deja dă acea senzație de apus, de a fost foarte fain să văd că au fost multe, multe fotografii în care se regăsea același apus de soare. Mi-a fost destul de greu să găsesc o fotografie care să redea ceea ce vroiam eu să facem astăzi. De aceea am găsit-o pe cea atașată evenimentului, dar v-am zis, vreau să schimbăm fiecare parte de jos, să aveți curaj să creați ce aveți, ce vedeți pe geam. Dacă simțiți că vreți să mai adăugați tonuri de galben, faceți-o. Sau tonuri de roșu, sau tonuri mai închise. Deci nu vă fie teamă, nu vă gândiți, vai, nu seamănă cu fotografia. Ideea nici asta este să nu semene. De asta v-am și zis că cei care pictează cu mine în fiecare marți, aș vrea foarte tare să trecem la nivelul următor, ca să zic așa, în care să ne alegem poate doar niște tonuri de culoare și să creăm propriile noastre tablouri, fără o imagine în față, pur și simplu să lăsăm creativitatea și mâna să facă singure și să vedem ce obținem la final. Deci fără să avem o imagine în față care să ne spună ce ar trebui să facem. Cum am zis mai devreme, voi veni, eu voi face în partea de jos blocuri, pentru că stând în București, eu asta văd, blocuri. Blocurile în sine sunt doar niște forme geometrice. Cum ziceam, totul în pictură se poate reduce la forme geometrice simple, după care venim cu tonurile de culoare, cele închise, care ne vor construi adâncime. Nu voi uita lateralul. Deci, deocamdată, blocurile mele se reduc la niște forme geometrice simple.
Și pentru că știu că data trecută v-ați distrat foarte tare, o să fac cu un maro închis. Deși în București nu mai sunt atât de mulți copaci, voi face un pic cu plasticul. Cine stă într-o zonă rurală și desenează acum cu mine, probabil va avea mulți copaci care să îi deseneze în ceea ce vede de la geam. Eu doar îmi voi face o imagine, să spun, utopică, într-un fel, pentru că în București nu cred că se vor construi prea curând parcuri. Așa că îmi voi pune eu copacii care doresc să-i văd de la geam. Cum spuneam, nu folosim negru, vom folosi un maron foarte închis, un albastru foarte închis, dar nu negru. Negrul este întuneric, nu folosim negru pur în pictură. Așa că nuanțele mele fiind toate calde, îmi voi construi un maro închis. Pentru cine nu a fost alături de mine de la început, vă recomand să lucrați cu culori primare, mai ales dacă sunteți începători, începătoare, să încercați să amestecați culorile astfel încât să obțineți culorile secundare și terțiare. Adică maroul, de exemplu, îl obținem din două culori primare amestecate. Avem galben cu roșu, obținem un portocaliu. După care, maroul de fapt este un ton închis al portocaliului. Adică cu cât tonurile le obținem, cu cât adăugăm mai mult negru în fiecare culoare sau combinație de culori, tonul va fi mai închis. Maroul este un ton foarte închis, deci vom adăuga mai mult negru. Și îmi voi construi copacii mei care îi visez. Eu în orașul meu idilic am foarte mulți copaci. Pe care îi voi construi doar cu ajutorul acestui plastic. Nu nimic dacă se amestecă, dacă la fel voi veni ulterior cu noi nuanțe adăugate. Voi încerca acum să redau și lumina care vine, care se reflectă din apus. Lumina reflectată fiind doar adăugare de galben. Vreau să se reflecte un pic din apusul meu. Mi-ar place să ghicesc din lucrările voastre locul de unde ați pictat. Ce vroiam să mă întreb pe cei care sunteți alături de mine în fiecare marți, dacă v-ar ajuta să mă pregătesc dinainte pe o lună întreagă și să vă dau posibilitatea să puteți comanda, adică să comand odată cu materialele mele și pentru voi seturi de vopsele și de canvasuri. Pentru că mă gândesc că aș putea să îmi programez toate aceste sesiuni pe o lună înainte și să știm dinainte ce pictăm, să încercăm o lună de zile să lucrăm numai în acrilic sau o lună de zile să lucrăm numai în acuarelă.
v-ar ajuta să puteți să luați materialele împreună cu mine ca să fie mai rapid, mă gândesc, să nu vă fie foarte greu să procurați. Nu știu cât de greu vă este să procurați materialele pentru live-ul de marți. Pentru că am văzut că marea majoritate a lucrărilor sunt pe hârtie cu tempera. Dar vă zic că feeling-ul lucrului cu acrilic este altul decât tempera. Momentul în care puneți mâna în vopsea, momentul în care întindeți vopseaua pe canvas, este altfel decât cu tempera pe hârtie. Adică acela este un stil de lucru, lucrul cu acrilicul sau cu uleiul este altfel și psihicul este mult mai... Se bine dispune în momentul în care degetele amestecă culorile. Și de asta mă gândesc că poate v-ar fi mai ușor dacă aș crea niște seturi direct cu ce aveți nevoie. Pensule, tuburi de culoare, canvasul. Vor fi canvasuri mici, ca să nu fie nici costisitor. Și nici să ne întindem foarte mult. Dar sigur, dacă vreți să încercați și pe canvasuri mari, nu este nicio problemă. Putem să încercăm și pe canvasuri mari. Singura problemă în acest moment la mine este spațiul, pentru că nu am un spațiu foarte mare. Eu în momentul de față, că suntem între prieteni și pot să zic, am acaparat biroul fiicei mele și mi-am construit aici un mic... O mică zonă în care îi murdăresc tot. Abia aștept să mă întorc la atelier unde aș avea mai mult spațiu și poate atunci aș putea să fac și sesiune de pictat pe canvasuri mai mari. Acolo deja avem nevoie de șevalet de cameră. Bine, și pentru masă. Este foarte... Vă ușurează munca dacă aveți un șevalet de masă și puteți lucra la el. Dar deocamdată am zis să ne distrăm cam cu ce avem noi la îndemână. Cu o masă a copilului, cu și canvasuri foarte mici, cu vopsele la îndemână și, bineînțeles, în afară de pensule, să folosim ce avem și prin casă. Plasticul, folosiți plungile de plastic reciclate. Deci nu mai aruncați spungile, dacă vreți să pictați în continuare, folosiți spungile, că nu e nicio problemă, le vom transforma în... pensule. Bețișoare de urechi pentru a face trecerile acestea mai sinuoase. A adăuga nuanțe de culoare, liniare. Bai, abia aștept să vă văd lucrările în aceste tonuri calde. Eu deja m-am relaxat foarte tare. Și sinceră să fiu, aș putea să lucrez la acest apus o zi întreagă, fără să-mi iau degetele de pe pânză. Și pe paletă puteți amesteca culorile cu degetele. Nu vă fie teamă, nu se întâmplă nimic. Puteți puncta ca să obțineți senzația aceasta de nori cu degetul semicerc. O să fac cumva foarte încet ca să vedeți mișcarea.
Inițial mi-am propus să folosim mai mult bețișoarele de urechi, dar să știți că mi-am schimbat pe parcurs ideea, pentru că simt nevoia să folosesc degetele, să simt vopseaua cum intră în pânză, cum se întrepătrunde cu celelalte nuanțe. Dar dacă nu vreți să vă murdăriți, no problem, folosiți bețișoarele de urechi, nu este nicio problemă. După cum ziceam, rezultatele obținute nu trebuie să fie la fel la toată lumea, ci mi-ar place să aveți în partea de jos, în live-ul de astăzi, propria lucrare, propria lume. Eu voi avea un oraș, un oraș așa cum îl doresc eu să fie orașul București, cu copaci. Începe să adaug un pic de culoare în partea mai întunecată. Ca să pot încet încet să fac o reprezentare puțin în adâncime, puțin tridimensională a acestor blocuri. Pentru că inclusiv clădirile vor fi influențate de lumina aceasta a apusului. Dacă ați observat zilele trecute când a fost acest apus aprins, ați văzut că și clădirile din jur împrejur au devenit mult mai colorate. Deci eu acum îmi imaginez că toți v-ați uitat pe geam și lucrați propriul peisaj. Și mă bucură foarte, foarte tare acest lucru. Mă bucură că v-am stârnit un pic acest mod de lucru. N-aș vrea să devină ceva repetitiv și să ne axăm numai pe reproducerea de fotografii, ci vreau încet, încet să vă dați voie să desenați ceea ce vedeți sau ceea ce vă imaginați. Nu vă fie teamă să amestecați culorile, să obțineți multe nuanțe de multe tonuri de roșu, foarte multe tonuri maro, maro închis, maro mai deschis, maro foarte închis, amestecați culorile, nu, fără nicio teamă. Deci orice culoare ați obținut în acel amestec, încercați să o folosiți în lucrarea voastră. Deja văd că pictăm de 50 de minute, sper că nu ați obosit.
cum v-am zis, eu am adăugat copaci. La mine, în orașul meu, sunt copăcei. După cum v-am spus de fiecare dată, această sesiune de marți o să rămână live și după ce o să ne reîntoarcem la munca de atelier, dar marțea la ora 11 o să rămânem pe poziții și o să pictăm împreună diverse teme. Diverse teme. Eu aștept foarte tare să propuneți teme, sau măcar măcar să-mi spuneți către ce să mă îndrept. Am pictat pădure, am pictat mare, acum pictăm un apus, am pictat cireș. Locurile mele încep să aibă și ochișori. Să zicem că peisajul meu nu este cel mai La mine se face foarte cald. Nu știu cum este la voi. Fiind blocurile văzute de departe, fiind nu sunt într-un plan foarte apropiat, exact cum povesteam la cursul despre tonuri și elemente din pictură, nu vom insista cu foarte mult asupra detaliilor blocurilor, pentru că ele nu sunt nici în prim plan, nici sunt doar elementele care dau compoziției locul. Locul ne spun că suntem într-un oraș. Acum lucrul asupra detaliilor depinde de fiecare în parte, cât de mult se poate concentra asupra tabloului pe care îl lucrează. Desigur, nu trebuie să lucrați dacă nu mai simțiți, nu trebuie să lucrați ore întregi, trebuie să faceți pauză și să reveniți asupra lui. De fiecare dată puteți adăuga sau șterge elemente în funcție de starea voastră, de cum vedeți peisajul, de cum. Sunt foarte multe elemente. Ele nu se vor opri aici doar în această oră de lucru. În această oră, să spunem că am făcut primele straturi, am văzut cum ne putem juca cu degetele în culoare, ne-am relaxat, după care lăsăm deoparte lucrarea și revenim chiar și după o zi asupra ei și vedem ce emoții ne transmite o nouă zi, o nouă viziune asupra lucrării. În acest moment, tabloul meu este un tablou de apus asupra orașului, mai are nevoie de multe
multe retușuri pe care le voi face eu cu mine, pentru că am nevoie să simt emoția lucrării și atunci o să reiau acest tablou până când va ajunge la forma lui finală. Vă invit să o faceți și voi. M-am distrat foarte tare și astăzi cu voi. Sper că și voi v-ați distrat alături de mine. Îmi pare bine că în sfârșit ați început să intrați, să stabilim un contact, să ne cunoaștem, mi-ar place tare mult să văd lucrările voastre. Catela, ce bine, mă bucur că ai revenit. Da, eu chiar te-am reținut de data trecută, pentru că la fel da, aș vrea să trecem mai mult de la doar a privi. Este un alt sentiment atunci când pui mâinile în vopsea. Și chiar m-am gândit la treaba asta cu seturile și am întrebat în acest live, pentru că mi-am dat seama că unor persoane care nu lucrează în mod normal cu culori și cu pensulele, este foarte greu să se mobilizeze să-și facă propriile seturi. Și atunci mă gândesc că un set de basic v-ar ajuta pe fiecare ca să puteți să-l achiziționați și să știți că intrăm live. Dacă vreți și dacă credeți, pentru că toți o să ne întoarcem la muncă, eu mă gândesc că aș putea să mut marțea în timpul weekendului. Din păcate, seara nu aș putea, am primit feedback-uri dacă aș putea să mut seara, dar logistic este un pic de dificil pentru mine, dar dimineața ar fi ok și atunci dacă toată lumea este de acord, putem să mutăm live-ul de marțea sâmbătă, sau să facem o sesiune specială sâmbătă în care să poată participa și cei care se întorc la birou. Știu că este destul de dificil acum când o să ne întoarcem la lucrurile noastre să și pictăm în timpul săptămânii dimineața, dar desigur v-am zis, dacă ne lăsați feedback că ar trebui să-l mutăm în weekend ca să puteți participa cât mai mulți, cu mare plăcere voi face acest lucru. Eu îmi doresc să construiesc o comunitate în jurul meu și să ne cunoaștem și să, de ce nu, să lucrăm împreună, pentru că vine o perioadă mult mai grea decât cea a izolării în care am stat în case și în care noi artiștii ar trebui să lucrăm și să conlucrăm împreună, să ne încercăm să ne depășim limitele, să ne cunoaștem și să ridicăm această comunitate, pentru că noi trăind din arta noastră, este foarte dificil să fim dispersați în aceste momente și în momentele care vor urma după ce lumea se întoarce la muncă. Noi ne-am bucurat de o atenție deosebită în această perioadă de izolare, pentru că toți au fost cu ochii pe noi, un răsfăț de care nu ne bucurăm tot timpul, pentru că noi suntem închiși în atelier, noi creăm lucrările noastre pe care le vindem prin diverse canale. Dar mi-ar place mult cei care lucrați și voi ceva și desenați cu mine marțea să mă contactați și de ce nu să punem împreună pe picioare noi proiecte, pentru că avem nevoie să fim uniți, avem nevoie să dăm lumii bucurie în perioada care vine, în perioada grea prin care am trecut și prin care vom trece. Eu sunt deschisă la orice colaborare și la orice propunere, dacă găsim o variantă de lucru cu mare drag. Încercăm să ne întoarcem și noi la atelier, avem nevoie de susținerea voastră, avem nevoie să distribuiți evenimentele, să distribuiți produsele noastre, pentru că noi din asta trăim. Și ca să rezistăm și ca să existăm, atunci este nevoie de ca lumea să știe de noi și este nevoie ca lumea să apeleze la serviciile noastre, la produsele noastre și atunci noi vă susținem oferindu-vă aceste momente de relaxare și de ce nu, poate noi momente, poate noi emoții, noi cunoștințe, noi vă oferim acest lucru. Și atunci avem nevoie de această susținere. Ne puteți susține pe toate canalele, de la Facebook, la site, la produse de îmbrăcat, la produse de decorat. Realizăm multe, multe lucruri frumoase. Vrem să implementăm acest nou proiect al
nu neapărat al cursurilor, pentru că nu vrem să vă învățăm să deveniți pictori, ci vrem să vă oferim relaxare, vrem să vă ajutăm să găsiți bucuria în lucrurile simple, în lucrurile, în ceea ce înseamnă degetele în vopsea, să vă oferim această relaxare de care cu toții avem nevoie. Avem nevoie să ne relaxăm, avem nevoie să ne bucurăm. Fără artă, totul ar fi un haos. Deci, toată comunitatea de artiști din România are nevoie de susținerea tuturor. Noi încercăm să oferim această susținere așa cum putem. Avem nevoie de voi. Vă mulțumesc din suflet că în fiecare marți pictați alături de mine. Sper că vă face plăcere ceea ce facem noi marțea și abia aștept să vă văd în continuare la următoarele live-uri. Și de ce nu să vă văd lucrările voastre ca să mă bucur și eu alături de voi? Vă mulțumesc tare mult, vă doresc o zi minunată și ne auzim marțea viitoare la ora 11. Vă pup!